Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Îmi face mare plăcere să văd atâtea fețe cunoscute și nume cunoscute cu care ne-am intersectat de-a lungul anilor și nu vă spun întâmplător acest lucru. Mulțumesc domnului ministru Fechet că suntem aici împreună și vreau să vă spun fără complezență că e un parteneriat viabil între Ministerul Mediului și Departament. De ce vă spun acest lucru? Pentru că trebuie să fim parteneri reali, după părerea mea, noi, administrația publică. Și acest lucru trebuie să o demonstrăm, să demonstrăm prin fapte. Și eu sper că departamentul a demonstrat de-a lungul anilor, nu numai prin, avem o coaliție a României Sustenabile și mulți din cei care sunt aici fac parte din această coaliție, o coaliție din Ambasada Sustenabilității peste 140 de entități, ci treptat am încercat să fim un fel de catalizator în multe domenii, începând cu codul sustenabilității, care vreau să vă anunț și mulți dintre dumneavoastră au participat la mai multe întâlniri, e hotărârea de guvern pe țeavă, cum se spune, adică e un cod cu această raportare nefinanciară, e o nouă directivă europeană. Până în, din 2025 deja raportările trebuie să făcute pe aceste noi noua directivă și noi am preluat modelul german, pentru că în momentul de față trebuie să duci la Registrul Comerțului să plătești ca cetățean să vezi raportul nefinanciar care e pus împreună cu raportul financiar. Ei, avem o platformă care funcționează în momentul de față, codul sustenabilității, și care va ajuta, de fapt, entitățile private ca să se pregătească pe baza noilor standarde pentru a avea o raportare mai coerentă în ceea ce privește sustenabilitatea și alte. Astea v-am spus că totuși e legat și de subiectul care o discutăm astăzi. Nu intru în detaliu cu deșeurile, pentru că domnul ministru a prezentat pe larg, ținem pumnii ca acest sistem să intre cât mai repede în vigoare și să și funcționeze bine. Eu vreau să mă refer puțin și mulțumesc de invitație la economia circulară, pentru că discutăm destul de mult de economia circulară, dar avem foarte multe de făcut. În momentul de față, din păcate, România și aici e fodașă, rata de circularitate în Uniunea Europeană este de 11,7%, la noi 1,3%. Dar vestea bună este că putem să facem front comun în a face mai mult pentru economia circulară. De ce? România este a 19-a țară din Uniunea Europeană care de anul trecut, din septembrie, și sper că a ajuns informația la dumneavoastră, avem o nouă strategie de economie circulară și iată săptămâna aceasta intră pe ordinea de zi a Guvernului planul de acțiune, care l-am pregătit timp de multe luni de zile și am încercat să adunăm părerile multora și vreau să vă anunț, nu știu dacă este premieră sau nu, dar din informațiile mele nu e foarte frecvent, știți, este în PNRR, deci avem jalon și îmi place când aud, domnule, este în PNRR, trebuie să o facem. Dacă n-ar fi în PNRR, n-ar trebui să o facem la timp. Adică avem nevoie noi de PNRR ca să ne achităm de unele sarcini, nu cred. Dar fiind în PNRR, e mai stimulativ. Și atunci noi am avut acest jalon și Comisia Uniunii Europene, atât la strategie, cât și la planul de acțiune, și am avut un consultat foarte bun, de fapt selectat de Uniunea Europeană, fără niciun fel de întrebare, fără niciun fel de comentariu, a zis că e ok. Deci putem da drumul. Totuși, la un document de 145 de pagini, cu foarte multe elemente complicate, e cam rar, după părerea mea, în Uniunea Europeană, unde sunt totuși specialiști să spună că e ok. Slavă Domnului! Dar să vedem ce facem de acum încolo, da? Deci ce facem mâine și poi mâine, că îmi place să spun de un banc mai vechi sau o anecdotă, că în 1 ianuarie 2007 ne-am integrat în Uniunea Europeană dimineața, deci în 1 ianuarie dimineața eram membri. Dar ce facem în după masa zilei de 1 ianuarie 2007? Da? Deci noi ar trebui să știm
Până în 2030, ce facem, de exemplu, pe economia circulară? Și știm ce ar trebui să facem. Adică avem planul de acțiune. În economia circulară sunt prezente șapte ramuri mari: agricultură, silvicultură, industria automotive, construcții, alimente și băuturi, ambalaje, sticle, hârtie, materiale plastice, textile, echipamente electrice și electronice și două componente foarte importante: apă și deșeuri. Și nu mai intru în foarte multe detalii pentru că e vorba de o schimbare de mentalitate. E vorba de o schimbare de mentalitate la nivelul societății. Și aici, chiar dacă vorbim la deșeuri, vorbim la sistemul acesta de returnare, e vorba de o schimbare de mentalitate. Și noi acest lucru putem să-l facem. Să avem relația interinstituțională care funcționează pe dezvoltare durabilă și, slavă Domnului, o avem. Avem Comitetul Interdepartamental, Guvernul României, avem Consiliul Consultativ, 34 de oameni dedicați, înțelepții neamului, cum îmi place să spun, oameni foarte pregătiți din mediul academic, din toate zonele societății, care sunt păreri diferite și cineva m-a întrebat, o să scriu memoriile mele, da? Cineva m-a întrebat atunci, ce coloratură politică au acești oameni? Și am zis, au o singură coloratură, nu politică. Sunt pătimași în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Și nu contează că sunt de stânga sau de dreapta, sunt aici lângă noi și ne dau sfaturi. Asta e foarte important și câteodată să depășim aceste bariere care nu cred că în cazul dezvoltării durabilă sunt utile. Revenind, deci avem, v-am spus, această coaliție durabilă, coaliția România Sustenabilă, și noi, după ce am avut strategia, ceea ce iarăși cred că o premieră în România, deci am avut strategia adoptată în septembrie anul trecut. Avem deja, că avem atâtea comisii și comitete în România care, din păcate, câteodată nu funcționează, ca să mă exprim diplomatic, cum ar trebui, da? Ei, această structură de guvernanță s-a înființat printr-un ordin al primului ministru. Avem un comitet de coordonare, am avut 3 întâlniri și avem, pentru că nu poți să mergi mai departe dacă nu ai nuclee, dacă nu ai un network la nivelul ministerelor, la nivelul instituțiilor. Noi lucrăm cu materialul clientului. Degeaba noi putem fi cei mai buni aici la guvern dacă Ministerul Economiei, Ministerul Mediului, care au fost co-inițiatori, și alte ministere nu au oameni care să știe și azi și mâine despre ce vorbim dacă vorbim de economie circulară. Și atunci avem constituite în 12 din cele 15 ministere, încă în 2 ministere sper că se constituie, un fel de nucleu care face parte din acest comitet și care funcționează. O să avem 10 comisii care sper că facem funcționa acolo unde și dumneavoastră veți fi invitați. Deci cei care doresc din zona economică, din zona care ține de societatea civilă, în diferite, pentru că sunt 52 de acțiuni, nu o să le înșir, dar e foarte importantă educația. Și mai ales educația oamenilor. Nu neapărat vorbim, e foarte important, este cel mai important, educația, evident, a tinerilor, dar și educația celor care lucrează în sistem. Și de aceea avem o nouă meserie în România, sper că știți, expert în dezvoltare durabilă. Suntem prima țară din Uniunea Europeană care avem această nouă meserie și avem primii 150 de experți la nivelul, deci e vorba de funcționari publici. Asta nu înseamnă că cei care fac și acum cursuri nu pot din mediul privat ca să aibă și să-i școlească pe cei care vor să devină experți. Dar noi în PNRR iarăși avem banii să avem 2000 de experți în dezvoltare durabilă în 2026. 1600 din zona instituțiilor locale, vorbesc numai de funcționari publici, nu înseamnă noi posturi. Înseamnă oameni care va fi un network și eu voi ști, și nu numai eu,
din cei 2000 de oameni la nivelul județelor, la nivelul diferitelor ministere, unde deja avem 150, deci prima promoție a terminat în noiembrie anul trecut, avem aceste nuclee, oamenii, în ghilimele, oamenii noștri ai dezvoltării durabile, care îi folosim în a duce la bun sfârșit, sper, economia circulară. Deci, eu voiam să vă dau unele repere care țin de un fel de element de politică, sper, coerentă la nivelul centrului guvernului. Nu întâmplător suntem lângă primul ministru, nu întâmplător comitetul interdepartamental e condus de primul ministru, pentru că atât la economia circulară, atât la eficiența energetică a clădirilor, unde avem noi secretariatul, departamentul, atât în ceea ce privește achizițiile publice verzi, unde avem acum o strategie de achiziții publice, dar la achiziții publice verzi încă avem foarte multe de făcut. Și atunci îi adunăm la o masă cei care sunt implicați și încercăm să catalizăm, încercăm să avem un profesionalism din partea tuturor care participă. E foarte complicat. Dar fără dumneavoastră, fără zona privată, fără cei care au această știință și eu totdeauna învăț când sunt la aceste întâlniri, nu vom putea să realizăm acea economie circulară, acea mentalitate care înseamnă tehnologii noi, înseamnă că probabil o să propunem, o spun în premieră, dar să vedem, trebuie să mai discut cu factorii de decizie, să avem un guvern aici fără, uitați, am și aici, din păcate, un PET, da? fără peturi, dar și se poate realiza cu o tehnologie care costă o anumită sumă, dar pe termen de mai puțin de o jumătate de an este deja economicos. Și toată stima, domnule Belbei, mă scuzați, puteți, v-aș ruga să trageți o scurtă concluzie ca să avem un pic de timp pentru întrebări. Mai am 10 minute, vă mulțumesc. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Scuzați-mă, că am fost mai puțin, nu m-am uitat la ceas. Deci nu, dar nu e vina dumneavoastră. Nu, este am terminat, vă mulțumesc. Dacă vă mulțumim. Sunt întrebări, cu plăcere. Da, vă rugăm, întrebări pentru domnul Lazlo Belbei, le așteptăm. Și mulțumesc pentru înțelegere, domnule Belbei. Bun, dacă nu sunt, am eu o întrebare pentru dumneavoastră foarte la scurt, așa, am citit de multe ori interesantele analize și studii pe care le realizați împreună cu departamentul. Nu știu dacă aveți însă și o estimare la cât se ridică, din punct de vedere al potențialului și al valorii financiare, industria reciclării în România. Aveți o eventuală estimare? Deci, dacă vorbim de industria reciclării, să avansez unele cifre. Dacă vorbim de reciclare, avem un potențial uriaș. Deci știm foarte bine, avem câteva centre de reciclare, s-a deschis și acum la Târgu Mureș, acum jumătate de an, și la Brașov, două centre puternice. Avem evident pe domnul Damov și colegii lui care de ani de zile se ocupă. Aici eu cred că e problemă și de aceea țin pumne la acest sistem de returnare. Avem o problemă de, iarăși câteodată, de management. Deci vă spun un singur exemplu. Eu când am fost ministru al mediului în 2011, am discutat la București să avem un sistem integrat de deșeu și atunci că era bun sau nu, știu că nu trebuie să incinerăm, dar Comisia Uniunii Europene a alocat două localități, trebuiau să fie și cu incinerare parțială, București și Brașov. Ei au trecut 11 ani și știți foarte bine, Bucureștiul nici acum nu are un sistem integrat de valorificare a deșeurilor. Deci e o problemă care ține și de autorități locale și de autorități centrale și de toți cei care sunt implicați, de companiile, evident, private. Deci eu cred că prin această gândire, prin economia circulară care e o componentă puternică, sunt deșeurile, noi putem să rezolvăm și apropo de deșeuri, e o comisie aici care putem chema pe toți cei care sunt implicați, mai ales Ministerul Mediului și altele care pot să ajute.
Și vom avea un centru de excelență, tot din PNRR, care îl vom înființa anul viitor, care va ajuta administrația publică să facă studii de impact, experți în dezvoltare durabilă și avem deja o platformă funcțională, agregator liniuță, dezvoltare durabilă, care este deja un fel de memorie instituțională a dezvoltării durabile și va fi un one-stop shop tot din consultanță de la Banca Mondială și OECD, care veți putea folosi și dumneavoastră și îl puteți folosi și acum. Vă mulțumesc!